Going live. Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou stream cu jocuri de Counter-Strike. Avem 3 meciuri în seara asta. Începem cu Bretonia vs. Join the Force. Dai așa, Codru, să pornesc botul. Acum e stream-ul pornit. Băieții la Join the Force, din ce am uitat și la ei pe profile, pe esea, am văzut unul din Belgia, unul din Lituania, nu prea știu că exact să vă spun de unde sunt băieții. Salut, Bendy, binevenit! Bine ați venit, prieteni! La Bretonia, stai că zic imediat de cine joacă la Bretonia, joacă Gestero, Adrian, Flow Star Player și Ovi, dacă așa au jucat ieri. Nu știu exact dacă s-a întors Chiki. O să vedem exact când intrăm în meci ca să nu fie nicio problemă. Văd că Ovi e pe server, deși mai probabil Chiki nu joacă. Salut, Adrian, același line-up, ok. Bun, deci am zis bine prima oară. Chiki se face coach, am înțeles. Deci aia e chemarea lui, de fapt. Bun, noi suntem aici pe server, așteptăm să intre băieții. Văd că apare la Join the Force, apare că sunt în Belgia, dar eu am văzut doar unul, gen, doar la 2 jucători apăreau țările din care sunt, la restul nu apărea, așa că e destul de greu de zis. Da, avem Vertigo, o hartă care intră ușor în map-ul mai multor echipe. Sincer, cred că e mai preferată decât Overpass sau Nuke. Pentru celelalte meciuri, aș putea să scriu și la ea, stai să scriu și la bot și hărțile, dacă tot le știm înainte. Deci aici avem așa. Așa, aici avem. Și așa. Gata, am altceva. Acum, dacă dați matches, alt senzații și un altă viață. A, tata creier. Bun, Adrian mi-a promis că termină repede acest match. Salut, Tautical, binevenit. Mi-a promis că termină repede acest match pentru că nu prea e caterincă programul. Sunt meciurile puse la jumătate de oră unul de altul. Și vom intra cel mai probabil cam în mijlocul celorlalte meciuri. Dar măcar reușim să vedem niște acțiuni de la mai multe echipe. Vedem de la 3 echipe, adică, mă rog, 2 echipe din România și una care are un singur jucător din România, dar măcar vedem mai multă acțiune în seara asta. Bine, evident. Văd că echipa lui Adrian sunt 4 jucători deja pe server, la aproape fix. Adversarii nu prea au chef să intre odată, așa că posibil să mai fie și un mic delay câteodată. De fapt, ia să dau un mesaj. Salut, Claudiu, salut, Qux, bine ați venit! Scris, o să dea jucătorii ieri un pic mai greu și la celelalte meciuri, nu chiar 15 minute să nu fie nicio problemă, vreo 5-7 minute ca să avem șansă să intrăm chiar la toată lumea, dacă se poate. Nu, Claudiu, nu. Da, și
Angelica se joacă primele două meciuri, de fapt primul meci al celor de la Bretonia este în intermediate, celelalte două sunt în open. Asta vreau și eu să văd, Claudiu, vreau să văd cum joacă băieții de la Royal Savage, că mi-a mai, nu știu dacă tu mi-ai mai zis sau mi-a mai zis cineva de Royal Savage mai de mult, gen nu ieri sau ceva, mai de mult. Și chiar sunt curios cum joacă. Ar fi Caterin că să intre și băieții de la Join the Fer, Join the Force mai repede, dar cei drept au până la și 15 să poată să intre. Au line-up nou. Fostul line-up nu era care a fost dat afară. Bă, eu știu gen line-up pe care l-au acum, că îl cunosc pe Aki și oricum am văzut line-up-ul ieri gen. Adică nu știu care a fost line-up-ul înainte sau cine a fost exact, nu n-am urmărit așa mult evoluția lor. Doar că mi-a zis cineva ieri de Royal Savage și am vorbit cu Aki și am rezolvat. Am văzut, da, că au și ceva cu Fortnite, cu ceva am văzut, da. Salut, Andrei, bine ai venit. La ce Open Qualifier te referi, Liviu? Doar că este serios, restul sunt copii. Acum depinde. La Dreamhack? Mamă, la ce oră începe, Liviu? Așa, am plecat, nu cred că o să pot, pentru că mâine chiar la 7 plec, plec la munte în weekendul ăsta cu ai mei și nu o să pot să comentez deloc weekendul ăsta. Uite mă, și începe chiar un turneu interesant. Cred că de pe telefon intrăm. Bă, la cât ai zis că plecăm mâine? La 7, asta este, la 7. Mersi băieți, la Open Qualifier mă gândesc că Nexus. Cine ar mai putea să joace? Adică mă gândesc că ar putea să joace toate echipele, Game Agents, Bretonia, Royal Savage. Adică e Open Qualifier până la urmă, ar putea să joace toate, știi ce zic. Salut Mario, bine ai venit. Echiopolă nu cred că joacă. Meciul de la Royal Savage este la 21:30. O să intrăm, nu cred că o să apucăm să intrăm chiar la 0-0. Dar cred că o să prindem o mare parte din meci. Depinde cât de repede se termină meciul ăsta. Bun, văd că a intrat toată lumea. Știu exact ce se mai așteaptă, dar coala e mondial sau pe România? E mondial, nu mă aștept să fie qualifier pe România. Nu mă aștept să mai fie la nimic qualifier pe România la vreun turneu internațional. Bun, intrăm în runda de lame, prieteni. Nu stricăm imărge, nu? Vedeți pe de-o parte la Bretonia, cum ați văzut și ieri, Adrianovi, Flow, Star Player și Gestero. De partea cealaltă, Nexius, Rabbit, Riu, Wez, Awez, GTFQS, da, Awez și Mit. Mamă, Mit, ăla de la Fortnite, este Mit? Nu cred că se chinuie la qualifier la Open, sincer, cred că o să fie invitat, Codruț. Gamble, Andrei, gamble. E pur n-ai imit pe CSGO. Bun.
Începe meciul dintre Bretonia și Join the Force. Bretonia pe partea de Tero cu 3 seturi de utilități. Foarte interesantă această decizie din partea lui Adrian. 3 seturi de utilități, deși se duc toți 5 către același site. Chiar sunt foarte curios ce execuție o să vedem. Ce ai scris, Hellstone? Mamă, nici nu mai văd. N-am văzut Hellstone. Nu știu. Adrian Igele, așa mă aștept și eu să fie Adrian Igele. O, vine execuția. Chiar sunt curios cum arată. Nu e așa surprinzător. Adică sunt câteva smoke. Sunt două smoke-uri pe site. M-am gândit că e ceva mai... Dați un refresh. Da, refresh? A plecat? M-am văzut și eu că s-a învârtea puțin. Oricum, Star Player deschide bine cu fragul pe Riu, însă Nexius... Vin fragurile pentru ambele echipe. Flow îl prinde pe mid. Rămâne numai Rabbit 1 versus 3 în acest moment, în spatele smoke-ului. Face picul totuși Adrian și Bretonia câștigă. Runda de pistoale. Am văzut și eu că mi se învârtea acolo. N-am știut dacă mi-a picat netul, pentru că n-am pe server, nu știu exact ce s-a întâmplat. Mă rog, trecem peste, continuăm. Trăm runda cu numărul 2, în care Join the Force deja nici măcar nu se pune problema. Ei forțează cu 4 digale și un MP9. Nu e un bai atât de bun, însă rundele de eco pe Vertigo pot fi destul de înșelătoare. Ryu și aruncă un smoke pe site. Se repoziționează, nu știu exact, e un one, mi cred, nu-i clar. Auez face entry-ul pe Flow, Ryu îl scoate pe Star Player, double kill-ul lui Ryu cu digalul de la cu triple kill pentru Ryu. Ce quad kill din partea jucătorului de la Join the Force. Și runda de eco exact cum ziceam, înșelătoare pe Vertigo și cred că nu mergem așa repede cum a zis Adrian spre următorul meci, pentru că Ryu le știe cu digalul. Salut, Gis, salut, vizit eu, bine ați venit. Mamă, ce le-a tras Ryu, vai de capul meu. Bine, s-a și poziționat bine, oricum, avem din acum rundă forțată de Bretonia. Vine nade-ul pe variantă, face picul Nexius, un singur eliminare pentru el, Auez, se luptă acolo cu AK-ul, însă va fi prins de Gestero cu dualele. Situație 3 vs 3, totuși, din nou, rundele de eco foarte, foarte... înșelătoare, Ovi, de pe variantă. Nu știu dacă l-a văzut acolo la headshot pe Rabbit. În simul de sub, Valentin, binevenit. Vine acel one-way smoke din partea lui Mid. Vine și nade-ul către Flow, însă nu-l atinge foarte rău. Rabbit în continuare ascuns pe site cu Mac-ul după smoke-uri. Mid este cu M4, urcat pe cutii, face picul, îl prinde pe Gestero. Era jucătorul cu cea mai multă viață, Flow este la 9 HP, Ovi se ascunde foarte bine în smoke acolo, ar putea să surprindă, însă Rabbit îl găsește, reușește un frag totuși, Ovi, însă Join the Force. Preiau conducerea în acest match. Trămurunda cu numărul 4, full buy pentru Join the Force cu AVP și 3-4, una ca păcălit de Ryu de... din runda de force buy. De partea cealaltă, Bretonia au aproape un full eco, au 2 pe 250 pentru Ovi și Gestero. Partea cealaltă nu este niciun alt pistol pentru quickpeer-ul lor. Mid prinde deja primele două fraguri pe eco, secat la 30 HP, are nevoie de ajutorul quickpeer-ului lui. Vine Auez cu polarul, se așteaptă la acest boost. Adrian este următorul care pică. Rabbit deja începe să pușeze, primește headshot, dar nu pică niciun jucător de la Join the Force. Un anti-eco flawless, după cum bine știți, făcut de Join the Force. Mersi mult, Good Evil de sau binevenit. Și acum va fi o rundă importantă unde vor cumpăra Bretonia. Join the Force au o economie destul de bună deja. Nu am cum, Daniel, plec mâine la 7, chiar la 7 plec. Auez, entry fragul acolo cu glonțul de AVP Silence, nu știu exact care a fost, un mic bug acolo de la GoTV. Lăsat la 48 HP, Auez. Ryu îl prinde pe Adrian, care încerca să se strecoare la site-ul B.
Bă, dacă aș putea să intru pe GoTV de pe telefon, aș face. Dar nu e, nu că trebuie să conduc, mă, nu pot. Cel mai probabil, Chiux. Auez? Mai scoate din inamici, îl scoate și pe Gestero, Flow. Se apropie acolo de la Auez, însă se repoziționează. Auez, o reacție bună cu Polarul, triple kill-ul pentru el în această rundă. Rămâne numai Flow, care era aproape de variantă ultima oară. Face picul Rabbit, îl atinge acolo puțin pe Flow. Se luptă Flow, își izolează duelurile 1 vs 1, însă nu mai are acum cum să facă acest lucru și îl prinde Auez pentru quad kill, 4-1 pentru Join the Force. Nu știu, tată, nu știu, nici nu știam că e mâine qualifier. Mi-au zis băieții de pe chat. Mamă, și ce bine era cu scenele alea, cu Nexus, alea nebune. Era Caterinca. Aia e. Rundă de half by data. Aceasta pentru Bretonia. Cred că a cumpărat puțin cam mult acolo OV. 900 de dolari. Deși dacă reușesc să păcălească aici un plant, ar fi un boost economic pentru ei foarte bun. Nu se grăbesc Bretonia pe această rundă de... de half by, aproape să-l prind Adrian aici, chiar se întâmplă, scoate pe Auez, reacționează puțin, cam târziu, însă Rabbit este blocat în acest moment la saci, vine molotovul lui Rabbit și aruncă și smoke-ul în partea stângă, cel mai probabil va continua să stea ascuns aici. Vine flash-ul, însă se urcă pe, foarte bine reacționează Gestero, s-a urcat acolo pe saci, însă Gestero aproape de double kill, Nexius nu îl lasă să facă acest lucru, dar în continuare este o situație de 3 vs 3. Star player a pus mâna pe Polar, însă un timing nefavorabil pentru el. Avantaj în acest moment pentru Join the Force. Păi de unde să știu, mă, Claudiu, că nu mai zic nimeni. Ryu face fragul pe Flow, rămâne numai Ovi, care venea destul de întârziat. Cred că a fost și el la un lurk pe site-ul B, însă nu a găsit pe nimeni. Ovi face fragul pe Nexius, însă Mit încheie runda cu numărul... 6, aduce runda cu numărul 5 pentru Join the Force. Dacă știam că o să fie Dreamhack, tată, adică aș fi știut probabil dacă că se mai făcea la noi și așa, dar așa nu prea am văzut. Qualifier PSA, nu? Intră foarte rapid Bretonia aici către site-ul A, îl scot pe Nexius, entry frag pentru star player. Auez însă cu Polarul de la Macara îl scoate pe star player, se egaliza situația. Ovi îl prinde pe Mid, care pușease Mid-ul, Gesterul scoate și el pe Auez, pică Polarul celor de la Join the Force. Și au avantaj de 2 oameni în acest moment, Gestero văzut de Rabbit, dar și poziția lui este știută în acest moment, vin nade-urile către acesta, 25 HP pentru Rabbit, se luptă și Ryu din CT, știuți ambii jucători de la Join the Force în acest moment, acel nade e bun din partea lui Ovil, seacă și pe Ryu la 37 HP, vine și un molotov, are să scoată din poziție, trage Adrian prin smoke și reușesc Bretonia să-și aducă runda cu numărul 2. Mulțumim mult de sap, Cătălin, binevenit. Nu fi rău, Claudiu, că știi foarte bine qualifierele poate să fie nu numai pe SEA, că nu există numai SEA. Runda cu numărul 8 în acest moment, 5-2 pentru Join the Force, 3 runde avantaj, însă din nou în rush către site-ul A. Foarte bine anticipează Adrian o poziție, double kill-ul lui Adrian. Scos de către Auez, Nexius focusește și el acolo două fraguri, Mit însă, din nou acel lurk din zona midului de la scară, reușește cele două fraguri. Și Join the Force nu vor să-i lase pe Bretonia să se apropie prea repede de ei. Mersi mult de sub, StanGold, binevenit. Vine o pauză, cel mai probabil negativă din partea celor de la Bretonia care n-au cumpărat. Pare că ceva nu merge bine în acest meci.
se termină până la pauză. Nu mai țin minte dacă pe ESEA era pauză gen cu vot. Parcă totuși era cu semestamării poz. Mulțumim mult, Andrei de Sa, binevenit. Decizi la Bretonia că trebuie forțat din nou un rush către site-ul la Star Player. Ascultă marginea smocului, reacție bună, însă este scos de către Nexius. Se face trade-ul imediat din partea celor de la Join the Force, care pușeaseră cu 3 oameni către zona rampei. Gestero trebuie să aibă grijă la polarul lui Awez. Însă Awez reușește totuși eliminarea, 44 HP pentru el, Flow restabilește egalitatea numerică cu fragul pe Nexius. Din nou acel one way smoke, care mi se pare destul de ciudat, adică cred că prin acel one way smoke nu poți să vezi sus acolo la headshot și dacă stă cineva acolo poate să-ți vadă picioarele când treci, deși nu sunt sigur exact cum funcționează, că n-am văzut harta chiar atât de des jucată cât aș fi vrut. Aruncă Adrianu smoke, se așteaptă la acel boost, însă acesta nu vine și Adrian începe rotația. Ovi este deja aproape de site-ul B. Awez rămas în variantă. Atac acolo Flow, ratează Awez. Flow însă este prins când pușează prin smoke și se va face rotația în acest moment. Dar Ovi are o poziție foarte bună. Este foarte avansat acolo, se repoziționează în Heaven. Se duce și Adrian acolo aproape de baza CT. L-a auzit aici Ovi pe Riu când încărca, prins Riu de către Ovi. Mit avansează, iese și Awez lângă el, face fragul la Adrian pe Awez, însă Mit vine cu refragul. Are așa o idee unde ar putea fi Ovi, se pune pe Diffuse. Ovi a făcut pasul însă, face picul și reușește să câștige această rundă pentru Bretonia. Deci mai aduc băieții noștri o rundă pe tabelă, 6-3 în acest moment. Nu știu sucul, că n-am nimic de băut aici, 2 secunde. Ai noroc, Cezar. Rundă de half-buy, mai degrabă spre Echo pentru Join the Force sau doar reabitare acolo armură. I s-a dat microfon la maxim? Sau nu? A? Nu știu exact. Cred că s-a dat la 90, o să dau eu mai jos. Salut, Lumine, venit. Din nou așteaptă foarte bine Bretonia aici, Flow aproape să-l prindă pe Riu, vine și Rabbit din scară, îl scoate pe Flow, însă Star Player e pregătit de refrag. Adrian știe pe Mit aici, se luptă cu acesta și câștigă duelul, însă este foarte secat Adrian, 14 HP pentru el, primește headshot și Star Player la sala 34 HP de Riu, care pică sub lanțele jucătorului de la Bretonia. Dar mi se duce la 90, nu știu de ce mi se tot modifică volumul la microfon, deși am deselectat să poată să-mi ia controlul aplicațiile, dar mă rog. Nu mă pricep șpilul. Awez nu a fost văzut, ce glonț din partea jucătorului de la Join the Force. Trage și către Gestero, reușește totuși fragul pe Adrian care era secat. Gestero face trade-ul cu Glock-ul, rămâne numai Nexius, 1 versus 2, are pe 250-ul, este ascuns la quad și ar putea să surprindă în acest moment. Gestero se pune pe plan, este atacat de jucătorul de la quad, însă Ovi se apropie de el și reușește să închidă runda, dar foarte multe emoții acolo pentru Bretonia. Și acum vine o pauză din partea celor de la Join the Force, care păreau destul de dominanți în câteva runde, văd că sunt puțin pe picioarele din spate, practic.
venit luma zi dimineața și a murit direct. Da, foarte grea decizie apare. 6-4, nu cred că e o decizie cea greu de luat, nu știu. Star player ține zona midului, el prinde pe mid, vine entry-fragul pentru Bretonia, deși Bretonia au un buy mai slab, atenție, față de Join the Force, au un Mac și un Galil, schimb, la Join the Force, dacă nu mă știu, l-a avut acolo un M4 pentru mid, Ryu are totuși famasul care e ceva mai puternic decât acel Mac. Exact ce se întâmplă, îl prinde pe Ovi, se restabilește egalitatea numerică, Auez din variantă face picul cu Polarul, îl prinde pe Gestero și pică bomba, au informații aici, Join the Force, însă nu știu dacă informație pertinentă, încearcă rifragul băieții la Bretonia, îl seacă pe Auez la 36 HP. Intră bine Adrian acolo, face double kill-ul, eliberează site-ul în acest moment, Nexius. Deja din Z primește Molotovul, trebuie să se repoziționeze, acel nade îl atinge pe Flow, lasă la 61 HP. Nu se grăbesc în acest moment Bretonia, dar Ryu îl găsește pe Star Player la marginea acelui smoke. Flow face bine picul, însă Nexius vine și el din aceeași poziție și reușește să câștige Joy the Force, runda cu numărul 11. Avem o pauză cel mai probabil din partea celor de la Bretonia, care au o rundă de half mai în față. Să fiu sincer, Qux a făcut pic cu Nexius cu vreo 20 de secunde în stânga, în Z, înainte să vină în CT. Putea să se aștepte că-s doi acolo, dar na, e vorba de timing, e vorba de foarte multe chestii. Ce vedem noi mai obiectiv nu înseamnă că e același lucru pe care îl gândesc și băieții cu presiunea pe ei și cu tot felul de chestii. Stai liniștit că Among Us este pe Steam acum. Pilu, nu fi rău. Am vândut un M4 Griffin. Mai facem scheme de alea, că nu-i frumos. Dăm banul pe joc, susținem industria de gaming. Auez are 4 jucători de la Bretonia în acest moment, destul de aproape de el. Vor face aici acest boost, nu vor vedea pe nimeni în Heaven, se ascunde Auez în spatele sacilor de sub Heaven. Îl prinde pe Drian. Din și celălalt 3 jucători se reușește Auez să scape. Iu. Îl găsește pe Flow la marginea acelui smoke din site-ul B, un headshot acolo dat de între cu echipierii, însă din nou rundă flawless pe Echo pentru Join the Force. Se țin bine, zicem, belgienii, deși nu cred că sunt toți belgieni, dar mergem pe burtă. Full buy acum pentru ambele echipe, acum Bretonia are un buy mai bun decât Join the Force. Teoretic un mic avantaj în loadout. Vine smoke-ul acela destul de default. Nexius se va urca pe capul cu echipierului său, însă Adriana a anticipat de multe ori acest boost. De data aceasta stă în spate. Aruncă Ryu smoke-ul în... în pantă, în B mai exact. Iese foarte bine acolo, Auez reușește double kill-ul, însă Gestero îl pune la pământ. Vine molotovul lui Rabbit în pantă și îl obligă pe Ovi să se repoziționeze puțin. Mulțumesc, Răzvan. Smoke-ul în site din partea lui Ovi. Molotovul acela nu cred că a ajuns exact unde și-a dorimit.
Continuare în avantaj, Join the Force, Gestero face cucul în variantă și îl prinde pe Nexius, dar primește headshot-ul 10-11 pentru Gestero. Adrian totuși este la site-ul B, Rabbit îl scoate pe Ovi prin smoke, pică și Adrian și rămâne numai Gestero 1 versus 3 cu 20, 10 HP mai exact. 20. Așteaptă foarte bine aici, însă are o șansă foarte mică aici de a câștiga runda Gestero. Trebuie să-și ia duelurile perfect și să tragă impecabil Rabbit, însă reușește să îl elimine, aproape să tragă prin acel perete. Mersi mult de sub, Adrian, binevenit. 9-4 devine scorul, intrăm în penultima rundă din prima jumătate. Mamă, mamă, Alex. Oh. Bună, Lana, binevenit. Intră foarte rapid aici, schimbă pace-ul cei de la Bretonia. Reușesc deja, intri fragul pe Riu, însă Mid vine cu 3 dolari, aruncă smoke-ul. Luptă aici cu Adrian, Mid cu MP9, le reușește să câștige duelul, însă vine 3-ul la Ovez, îl scoate și el pe flow, cel mai probabil Gestero anulează plantul acolo, nu știu exact care a fost problema, cred că s-a pus direct pe plant pentru a avea mai mulți bani în ultima rundă, însă. Join the Force domină partea de CT, parcă cei la Bretonia nu găsesc răspunsul, nu găsesc portița în planul celor de la Join the Force. Unda cu numărul 15, Star Player se luptă acolo, vine Flow, însă nu-l vede pe Rabbit. Reușește Star Player trade-ul pe Mid, 4 versus 4 în acest moment, Ryu în continuare pe site-ul A, site-ul B. Este pe cel care, site-ul pe care este Ryu, am văzut că e acolo un boost în zona midului, dacă nu mă înșel. Nate bun, totuși cred că dacă era un pic mai înapoi, îl rănea un pic mai rău pe Ryu. Este pe cutie aici, Nexius îl surprinde pe Gestero, însă Star Player vine cu trade-ul imediat. Deci vor face aici boost cel mai probabil băieții de la Bretonia. Se va urca, cred că Adrian, lângă acel lemn și ar putea să surprindă. Însă are o poziție destul de bună Ryu. Nu se arată foarte mult. Dacă mai bag și modele, nu mai scrie nimeni. Lasă-l pe Alex să se distreze acolo. Mersi de sub, Shadow, binevenit. Adrian intră pe site, încearcă prefire-ul și-l atinge pe Ryu. Din nou un trade, 1 pe 1, Rabbit îl scoate pe Star Player, rămâne numai Adrian, mastermind-ul de Bretonia, 1 versus 2. Cred că a făcut un fake plan totuși. Este auzit 100% aici, sunt auziți pașii lui Adrian, Auez. Sare Adrian, face primul frag, double kill-ul lui Adrian, reușește să câștige această rundă. 1 versus 2. Bretonia își aduc runda cu numărul 5. Avem 10 la 5 în acest moment, 5 runde de avantaj pentru Join the Force. Bretonia. Cred că au nevoie disperată de această rundă de pistoale. Dadu Smith. Această rundă de pistoale va fi foarte importantă. Dacă Bretonia reușesc să câștige această rundă de pistoale, pot să intre rapid înapoi în meci. Ajung la 10-7. Teoretic, deși Join the Force, am văzut că pe runda de Force se descurcă destul de bine. Însă dacă Join the Force iau runda de pistoale, nu văd prea bine echipa Bretonia. Vor ajunge la 12-5, poate fi un snowball de acolo, dar să vedem ce se va întâmpla în runda cu numărul 16. 3 seturi de utilități și pentru Join the Force. Bretonia au un set pe Ovi și 2 seturi? Au și ei 3 seturi de utilități. Aleg Bretonia în defavoarea armurii. Să se joace cu bombe. Mai au în continuare 3 nade-uri și 2 smoke-uri. Nade-uri care nu știu dacă se iau atât de des în primele runde, dar probabil cei de la Bretonia au un plan
când să le folosească. Intră Join the Force pe rampa site-ului A. Eliberează cu ajutorul utilităților toate locurile. Văd că sunt strânși 3 jucători de la Bretonia în zona CT-ului. Nu fac pic. Va fi foarte interesant să vedem ce vor alege să facă cu acele neiduri. Star player îl scoate pe Awez, însă vine trade-ul din partea lui Mit. Neidurile au venit pe site, însă prea devreme. Pica Adrian, au avantaj în acest moment Join the Force. Ovi primește acolo headshot din partea lui Nexius. 27 așa pentru Ovi, 9 pentru Gestero. Și va fi un save. Save-ul din partea celor de la Bretonia. Join the Force câștigă runda de pistoale. 11 la 5 va fi scorul. Auzi-l pe Codruț. Stai și tu liniștit, dormi. Te trezești și vezi în fața ta cât John-ul e. la 5, Join the Force. Nu știu dacă să zic că fură prima rundă. Vine Force Bell din partea celor de la Bretonia, însă au acolo 3 digăle, un scout și un MP9. Trage acolo Star Player, însă nu nimerește. Adrian pică, totuși reușește tagul. Awez îl scoate pe Star Player, deja un avantaj de 2 oameni pentru Join the Force în runda cu numărul 17. Zic eu Chiux că l-am întâlnit cu el, l-am dat la KFC, e la fel. Auez încă un frag în runda cu numărul 17. Rămân Ovi și cu Flow, 2 versus 5. Are Ovi un smoke, are Flow un MP9. Runda nu este pierdut în totalitate. O pot câștiga băieții la Bretonia, însă e o misiune foarte grea. Salut Alex, bine ai venit. Văd că stau destul de retrași băieții la Bretonia, dar nu reușesc fragurile. Join the Force câștigă, după cum au câștigat și pe partea de CT, au câștigat runda de anti-eco. Flawless, nu și-au pierdut niciun jucător. Acum vine o rundă de... Ar putea fi full eco, sincer, din partea celor de la Bretonia. Cum ziceam, un Deagle, un P250, restul jucătorilor rămân cu pistoalele default. Și stau foarte retrași Join the Force, așteaptă push-ul celor de la Bretonia, dar Bretonia nu e chiar o echipă care să pușeze chiar atât de mult. Să pușeze cu 4-5 oameni într-un singur loc. Da, la fel e Chiux, la fel e. Gestor așteaptă aici cu Zeusul. La scară. Ar fi interesant dacă ar prinde pe cineva. Un nou Star Player prins acolo de către Mit. Adrian este cel care pică, însă Star Player face trade-ul. Ce glonț frumos prin marginea acelui metal. Recuperează chiar și AK-ul, va face picul în variantă. Bun, push-ul lui aici este alegerea corectă. Awez pică Star Player, însă cam atât poate să facă fără armură. Armura foarte importantă în aceste runde de eco în care reușește să pui mâna pe o armă. 3 versus 3. Au totuși pe 250 în mâinile lui Flow. Gestero trage, nu reușește să scoată pe Rabbit încă. Pică totuși jucătorii de la Bretonia destul de repede după aceea încercarea lui Gestero. Cred că dacă l-ar fi scos, ar fi destabilizat puțin situația. Ar fi rămas într-o situație 3 versus 1 și ar fi avut o șansă foarte bună Bretonia. Însă, să vedem cum se descurcă acum pe runda de full buy. Trebuie să înceapă să adune runde băieții la Bretonia, pentru că meciul deja se apropie de final. Join the Force a ajuns la 13 runde și nu pare că vor să se oprească.
Totuși eu acolo un AVP pentru flow. Adrian, văd că are una UG. A făcut acolo flow un pic destul de rapid. Adrian se strecoară bine în variantă, îl prinde pe mid. Trage și către cel de-al doilea jucător, nu nimerește însă. Flow scoate și el pe Nexius și acum au avantaj bretonii, au un avantaj bun din partea jucătorilor noștri, Awez. Îl vede acolo pe Ovi la Saci. Adrian spamează smoke-ul lăsat la 60 HP Awez. Pare că totuși play-ul va fi către site-ul B, acolo se îndreaptă Rabbit și cu Riu, din câte văd, probabil Awez lăsat aici să facă gălăgie, să pună presiune pe Bretonia și să forțeze o rotație. Însă Bretonia nu joacă cu doi oameni la site-ul B, îl au doar pe Flow. Awez totuși îl prinde pe Adrian. Forțează un jucător din mid să vină la site-ul B, Ovi îl vede pe Awez. Însă Join the Force intră foarte ușor la site-ul B, acolo aproape să fie scos Flow, Polarul, singurul apărător la site-ului B în acest moment. Scapă de nade, 1 HP pentru Flow, dar pică de pe hartă Flow, ce greșeală din partea jucătorului de la Bretonia. Au pierdut AVP-ul 100%, chit că vor câștiga această rondă. Rabbit se bagă la marginea smoke-ului, îl prinde pe star player, apăsat acolo de Gestero, însă nu vrea să pice. Ovi scos și el de către Riu, rămâne numai Gestero, 1 versus 3 în acest moment. Prins de același Rabbit care s-a jucat la marginea smoke-ului. Rundă pentru Join the Force, însă Bretonia au avut o șansă foarte bună acolo. Din păcate, Flow s-a dat puțin cam mult în dreapta. Acela VP poate fi o armă foarte puternică și în mâinile unui jucător cu 1 HP. Avem force mai din partea celor la Bretonia, au nevoie de runde aici, nu trebuie să-i lase pe Join the Force să ajungă la match point, însă Gestero este primul care pică, jucătorul care avea cel de-al doilea M4, primul este la Adrian, care îl folosește bine, face trade-ul pentru mid. Reușit să recupereze și un AK acolo Adrian, nu cred că e nimeni să recupereze M4-ul lui însă. Pentru că Join the Force intră deja către site-ul B, Ovi trage bine aici, îl scoate pe Nexius, însă prin marginea peretelui este scos de către Riu, star player face trade-ul, însă Rabbit îl scoate pe Flow. 2 versus 2 în acest moment, Adrian îl prinde pe Awez și au o șansă foarte bună aici, Bretonia să revină cel puțin cu o rundă. Rabbit 21 HP, are bomba, are un AK, are un nade și un molotov, însă 21 HP este o valoare foarte mică pentru o situație de 1 versus 2 star player. Trebuie să aibă grijă totuși, pentru că din mid alege să vină Rabbit și ar putea să-l prindă cu spatele. Nu se grăbește Rabbit și star player chiar în acest moment se uită către mid. Ce timing impecabil, prinde Rabbit. Adrian însă are o poziție foarte ofensivă aici, care s-ar putea dovedi o alegere foarte bună, pentru că Rabbit 100% nu va veni până aici să verifice. Rabbit încearcă să curețe toate unghiurile, însă Adrian a plecat, s-a dus către site-ul B. Totuși cu acest plan vor prinde informația Bretonia și vor face rotația cât de repede se poate. Rabbit văd că și-a luat o poziție acolo lângă acea intrare, ar putea să-l surprindă pe star player, însă l-așteaptă pe Adrian perfect, face primul frag, însă star player vine cu trade-ul. Am avut acolo puține emoții că ar putea să-l prindă și pe cel de-al doilea jucător. Calmați-vă băieți cu cu certurile. E fiecare are dreptul la propria lui opinie. N-are rost să vă certați pe acest fond. Ce cuvinte știu, ia mă, dă-mă dracu. Rândă de full buy pentru ambele echipe, mai degrabă force buy însă pentru Bretonia, 2 MP9, totuși AFP-ul este în mâinile lui star player. Au
de acolo flash-ul flow pe site-ul B. El ca un warning, Codruț. Imediat și intrăm și la, și la Royal Savage. Vezi, deschide runda cu fragul pe star player Rabbit. Scoate pe Flow, Ovi face trade-ul, însă Nexius îl scoate pe Ovi și sunt în dezavantaj de 2 oameni în acest moment. Bretonia, Meat îl prinde pe Adrian, rămâne numai Gestero cu MP9-le. 1 versus 4 în acest moment. Cred că cel mai inspirat ar fi aici să salveze, să reușească să pună mâna pentru un pe un M4 sau ceva, pentru că runda este destul de grea. Strecoară foarte aproape de site-ul ăla, ar putea să prindă pe cineva care se retrage. Riu va face jump spot-ul înspre rampă. Și exact asta așteaptă Gestero. Așteaptă ca cineva să se apropie de el și să reușească să pună mâna pe o armă puțin mai puternică decât acest MP9. Însă cred că se apropie și el foarte mult de site, scos până la urmă de către Ryu. Și avem match point pentru Join the Force. Sincer, nu știu dacă să zic că au avut ceva scheme Join the Force cu care i-au păcălit pe Bretonia. Mi se pare că sunt overwhelmed din punct de vedere al duelurilor. Gestero deja pușează site-ul B, ia foarte multă informație acolo, pentru că toți jucătorii de la Join the Force pe site-ul A. Adrian face un frag, l-are și pe al doilea, scoate și pe Meat, nu mai are gloanțe, însă scos de către Awez. Gestero îl prinde pe Rabbit, situație de 4 versus 2 în avantajul celor de la Bretonia, rămâne numai Awez. 1 versus 4 în acest moment. Bomba este picată chiar în fața jucătorilor noștri. Gestero îl prinde din spate pe Awez. Awez, sunt băieții din Polonia. Bretonia ajung la 7 runde în acest moment, însă au o misiune foarte grea, un comeback foarte greu în față. Trebuie să câștige încă 8 runde de aici încolo pentru a duce meciul în acest overtime. Și cum zice, o misiune foarte grea, însă cei de la Bretonia cred că sunt capabili de acest lucru, însă îi surprinde aici Nexius cu flow-ul pe, cu fragul pe flow. Gestero face double kill-ul, însă foarte bun aici double kill-ul lui Flow, în avantaj în acest moment Bretonia. Se strâng ușor din nou către site-ul A. Sunt totuși doi jucători de la Bretonia pe acest site în acest moment. Un nade bun aruncat aici de Adriana la tige pe Mit, însă cred că a picat un pic cam prea în stânga. Wes face totuși entry frag-ul pe star player. Adrian destul de agresiv aici în site-ul A. Eliminat de către Mit. Rămân Ovi și cu Gestero 2 versus 3. O intrare pe care nu cred că trebuia să o facă Join the Force în acest moment. Awez îl prinde pe Gestero care făcea flancul. Rămâne numai Ovi la headshot în acest moment, scos de către Meat. Iar din păcate Join the Force reușește să câștige meciul împotriva celor de la Bretonia. Iar să ne mersi mult de sub, te salut și eu cu respect. Mersi mult, Andrei, de sub, bine ai venit. Din păcate Bretonia sunt bătuți, nu cred că e corect spus, sunt bătuți. Câștigă meciul cei de la Join the Force. După cum ziceam, sincer, mie mi s-a părut mai mult o chestiune de dueluri. Au pierdut foarte multe dueluri față în față, însă asta este meciul următor. Mergem înainte. Le urez mult succes în meciurile următoare celor la Bretonia. Adevărat, Chiox. Deja nu avem timp, deja trebuie să intrăm la Royal Savage cu Toxic Synergy.
schimb eu aici în titlu. De ce așa? Mamă, nu știu ce am făcut. De ce se întâmplă asta? Nu pot să fac mâine live, nu, nu pot. Da, așa. Nu știu ce am făcut și a trebuit să modific așa. Dacă puteți să-mi spuneți și mie ce dracu am făcut de când scriu, când apăs pe o literă, îmi șterge gen locul, gen spațiul următor și îmi pune litera acolo, dacă știți ce zic, nu știu exact. Nu știu ce am făcut, dar mă rog, nu contează, las că am rezolvat. Pe insert? Uite, nu, nu aici asta. Nu merge. Nu știu, mă, pare că doar la YouTube am stricat ceva. Nu știu, lasă-l așa, că am rezolvat eu, nu-i problemă. Bun. Intrăm la Royal Savage cu toți energiei. S-au folosit acolo băieții de pauze pentru a... Așa, pentru a putea să intrăm și noi la ei în meci. Avem harta Miraj. Modific imediat până încep băieții execuțiile și așa. Modific și comanda de matches. Audi deschide această rundă, îl scoate pe Stan. Stan Zeu, Stan. Dacă aveți idee. Duțus Zeus. Niște nume interesante din partea băieților. Stan, Duțu. Ok, Raden. Raden scoate un jucător să Claudi și Serendipity, fac trade-urile, rămâne numai Aki, 1 versus 4, care face rotația lungă din connector, Aki se luptă aici, scoate un jucător, însă este scos de Protato și avem rundă pentru Toxic Synergy. Raiden sau Raden? Raiden, cred. Raden e după altceva. Polaki, Aki, Raiden, Stan și Duțu. Bine, gata, merge, merge, merge. Cinci macuri cumpărate de Royal Savage după ce pierd prima rundă. Interesantă decizie. Au foarte multe utilități în urma acestui buy și ar putea să surprindă acolo la site-ul B. Rem pe 92 famasuri pentru Toxic Synergy în acest moment. Foarte multe utilități aruncate acolo, dar pierd foarte mult HP aici, Royal Savage. Vin fragurile, dar mai mult în favoarea celor de la Toxic Synergy. Totuși Raiden îl scoate pe Claudi. Novir și Serendipity răspund și ei cu două fraguri și rămâne numai Aki, care este scos până la urmă de Serendipity. Și avem deja 2-0 pentru Toxic Synergy. Salut, Chunky. Sunt Royal Savage contra Toxic Synergy, care nu știu cine sunt Toxic Synergy. De la Royal Savage îl știu pe Aki, atâta, pe ceilalți băieți nu-i cunosc. Runda cu numărul 3 avansează ușor în mid, Royal Savage, au 5 digăle. Credința cu Achille Al-Zair. Salut, Zădu, bine ai venit. Serendipity îl prinde pe Aki, acel unghi de pe cutie e... de strong. E greu de cantrat. De fapt, singurul cantar al acelui unghi e să treci repede. Protato, însă cu augul. Triple kill-ul pentru Protato cu aug acolo de la triplă. Rămâne Stan
1 versus 5 era 1 versus 5, acum e 1 versus 4. A scos pe Void. Proteito. Quad kill-ul pentru el cu Augul. Ce hold impresionant din partea lui Proteito acolo de la triplă. Salut, Alex, binevenit. Dacă numărul 4-3-0 pentru Toxic Synergy, însă Royal Savage vor cumpăra în acest moment și vom vedea o execuție. Vedem deja Molotov în conector, flash-uri aruncate în zona midului, smoke-ul în geam, destul de default. Execuția românului, practic. Smoke-ul în geam, Molotov în conector și ne băgăm peste ei. Claudi face intrifragul pe Wallache cu polarul de la tichete în acest moment. Ne se în short totuși, cred că va fi un split către site-ul B. Acolo este Void în short pentru a opri push-ul. Serendipity prins de către Duțu. Stun îl scoate și el pe Void și au avantaj în acest moment Royal Savage. Ocazie bună de a câștiga această rundă, de a intra în acest match practic. Și nade-ul lui Aki, care dă acolo niște damage, lasă pe FNOFIR la 9 HP. Mersi mult, Alexandru de Sub, binevenit. Pare că vor salva aici Toxic Synergy, nu pare că vor să se mai bage la rundă și cred că e o idee bună pentru că nu au foarte mulți bani, iar No Fear este la un glonț de moarte, așa că cred că e cam cea mai bună decizie pe să ia jucătorii englezi. Ia vezi unghiul ăsta nebun. Stun pică totuși. Cred că e o idee așa bună pentru puterea economică, dar vor avea bani fără nicio problemă aici Royal Savage. Și aduc prima rundă pe tabelă. Vor avea o rundă de full buy. Însă de partea cealaltă și Toxic Synergy vor reuși să-și cumpere. Salut, Saki. Unu, dacă mai dai cianchi fără motiv, te-ai dus. Ratează acolo glonțul de polar, Claudi foarte aproape de entry frag, însă se intră puternic la site-ul B, Wallache face primul frag, Aki răspunde și el cu fragul pe Void, pică și Claudi cu polarul. Royal Savage pun stăpânire pe site-ul B. Rămâne numai Proteito 1 versus 5 în acest moment. Toți de la Royal Savage sunt secați, însă Proteito nu știe asta, nu se va mai băga la rundă. Va rămâne în spate spre televizor și va fi rundă pentru Royal Savage. Scoate totuși pe Wallache și aruncă smoke-ul și va reuși să țină cel mai probabil de acest AK, însă vine din mid. Raiden pică și el. Va reuși totuși Proteito să țină de acest AK. Runda cu numărul 6 au toate upgradate Toxic. Au 2 digăle, un 5-7 și un B250 pentru Void. Proteito, desigur, cu AK-ul salvat de runda trecută. Royal Savage foarte multe utilități aruncate în mid. Dar Toxic Synergy pușează de la site-ul B cu 4 oameni. Aki reușește un frag, însă este scos de către NoFear. Patru versus 4 în acest moment. Raiden totuși îl prinde pe Serendipity, singurul apărător al site-ului A.
trebuie să facă rotația Toxic Synergy, dar cred că totuși vor ține de aceste arme nou, fier prins de Wallachie în junglă. Și pare că vor să se bage la rundă. Proteito îl prinde pe Raiden. Îi mai destabilizează puțin pe Royal Savage, aproape să-l scoată și pe Wallachie. Însă Claudii văd că doar ține din short, cred că doar să-l ajute aici pe Proteito, vor doar să mai scoate niște arme. Vom avea rundă pentru Royal Savage, da? Claudii îl scoate pe Wallachie, situație 2 vs 2, însă bomba e mult prea departe pentru un defuse. Orul va deveni 3 la 3. Deci vor permite aici Toxic Synergy full buy-ul. Da, mă, nu m-am gândit, ar trebui să țin apăsat pe tab când e pauză, nu când se mai bat băieții. Eram în runda cu numărul 7. Un polar pentru fiecare echipă și arme pentru coechipierii jucătorilor cu AVP-ul. Primește acolo stun, headshot de la coechipierul lui, însă este chiar atât de rău. Totuși, entry frag-ul bun din partea lui Stan, îl scoate pe Nofier. Vine flash-ul în short, a făcut pick-ul void, însă Wallachie face trade-ul perfect. Totuși, primește și el headshot. Aki reacționează bine și îl prinde pe Serendipity de la bancă, în avantaj în acest moment. Royal Savage 4 vs 2. Vine Nade-ul aproape de Cloudy. Nu dă atât de mult damage, însă aproape Aki acolo de pre-fire. Dacă era puțin mai ieșit Claudii. Proteito pare că vine și el din spate. Casă B văzut de către Duțu. Și Claudii probabil va încerca să salveze acest polar. L-a scos pe Raiden, l-a mai văzut și pe cel de-al doilea jucător, pe Wallachie, în short. Însă nu cred că are de ce să riște, să piardă acest AWP. Totuși se apropie de el Duțu. Păstrează totuși Claudia acest polar și cred că ar putea chiar să forțeze Toxic Synergy în jurul acestei arme. Vine o pauză cel mai probabil din partea lor și pentru a lua această decizie. Bine Qx, baftă acolo la teme. Salut, Funky, bine ai venit. Ne uităm la băieți, mai avem un match după acesta. Nu cred, Cezar. A fost 16-7 pentru Join the Force, Valentin. Minut și 30 de secunde din runda numărul 8. Aki aruncă smoke-ul la site-ul B. Din molotovele însă din partea celor de la Toxic Synergy au 4 oameni rotiți la site-ul B. Este doar un fake, este un singur jucător de la Royal Savage în acest moment pe site-ul B. Ar trebui totuși să intre Royal Savage pe site-ul A. Pierd foarte mult timp și se vor prinde Toxic Synergy că este doar un fake. Vine execuția, vin și flash-urile și vor intra peste Proteito, care este singurul apărător, este în zona tichetelor în acest moment. Ajunge și Stan cu bomba pe site, se urcă Proteito pe cutie, îl scoate pe Stan, însă Void poate și pe Wallachie, e în avantaj în acest moment Toxic Synergy, Raiden și cu Aki, rămași 2 vs 3. Bomba este picată chiar în fața celor doi jucători din CT, face picul Void și îl scoate pe Raiden. Rămâne numai Aki, 1 vs 3, are caul în mână, nu mai are nicio utilitate. Ar putea să-i prindă pe jucătorii din CT, îl prinde pe primul, îl are și pe Void acolo în CT. Însă a venit și Claudii cu polarul, 13 secunde rămase pentru Aki și ar trebui cel mai probabil să țină de această armă.
Urcă totuși pe triplă, face picul scos de către Void. Și egalează Toxic Synergy, însă, sincer, o rundă destul de aruncată, aș putea spune, cu toată sinceritatea. Trebuiau să intre mult mai repede acolo Royal Savage când s-a făcut fake-ul. Aștepta mult prea mult în pantă. Din nou preiau controlul midului, un play destul de default, cel puțin pentru echipe din România. Vine flash-ul în conector din partea lui Duțu, vor face picul acolo, doi jucători, însă dă destul de retras Nofir. Este către junglă în acest moment. În casă a pușat Claudii cu polarul. Prins de către Aki, așteaptă foarte bine aici, aș zice capitanul, dar nu știu exact dacă e capitanul celor de la Royal Savage. Și din ce mi-ați spus și voi, ar fi cam cea mai logică decizie, fiind cel mai experimentat, să zicem. Încearcă prefire-ul în geam, nu-l nimerește pe Void, însă cu echipirul lui se strecoară către site-ul la Nofir, ratează acolo fragul, Palache. Vine perfect din conector, Raiden îl scoate și el pe Proteito, 5 vs 2 în acest moment, Royal Savage au runda în buzunar, practic. Double pick interesant aici, voi totuși îl scoate pe Wallach, el are și pe stun foarte aproape de el. Aki face picul, îl prinde pe Serendipity, double kill-ul pentru Aki în această rundă. Void însă îl elimină, vine totuși trade-ului, stun impecabil și Royal Savage din nou în avantaj în acest match. Half-buy pentru Toxic Synergy, deși văd că Proteito a cumpărat un MP9 cu armură mică, a cumpărat de toți banii. Nu știu exact dacă e cea mai bună decizie, singur la site-ul B momentan este Serendipity, a făcut rotația Void și cu nou Fier, va veni și Claudii cu Polarul. Asta ar putea fi o problemă, pică doi jucători instant, Serendipity însă scoate un jucător în casă, aproape de double kill Aki, însă se asigură că nu se va întâmpla acest lucru. Claudii în continuare în kitchen cu polarul știut în acest moment. Proteito însă vine din casă. Nu știu dacă ar putea să-i surprindă pe băieții de la Royal Savage în acest moment. Vedeam că se uită Wallache în acea poziție. Însă vine pe crouch Proteito. Îl va vedea pe Raiden, îl scoate pe jucătorul de la Royal Savage. Pune una pe polar, îl știe și pe Aki. Flicul lui Proteito aproape de clutch, însă Wallach l-a scos pe echipierul lui, 1 vs 1 în acest moment, ia din nou MP9 în mână, se pune pe bombă, Wallach stă foarte, joacă foarte bine această rundă, îl învârte Wallach și reușește până la urmă fragul pe Proteito. Foarte bine a învârtit acolo jucătorul de la Royal Savage situația, aș putea spune. Secunde că am stricat aici și nu știu exact unde sunt. Bun, Nofir, picul din conector îl scoate pe Duțu, care era jucătorul cu polarul din partea celor de la Royal Savage. Entry frag pentru englezii, stun aproape de trade-ul pe Nofir. Nofir l-a văzut acolo pe Raiden, a încercat prefire-ul, l-a secat până la 51 HP pe jucătorul român. Audi face picul și îl prinde pe Aki, stun double kill-ul. Întorc bine situația cei de la Royal Savage, 3 vs 3 în acest moment, aruncă smoke-ul în short Wallachie, acolo unde se află Void. Va fi viziunea lui obturată cel mai probabil de acel smoke, însă se vor repoziționa către site-ul la cei doi jucători din mid. În continuare, Raiden este în casă, știut de jucătorii de la Toxic Synergy. Apro-
foarte aproape acolo, Proteito de Raiden va face picul în casă și îl va elimina pe jucătorul de la Real Savage. Planurile celor de la Tero pare că au fost dejucate. Mersi mult de Sabaka, e binevenit. Pică Wallachie, 30 de secunde pentru stun în acest clutch, îl scoate pe Void, însă Serendipity vine cu trade-ul și avem rundă pentru Toxic Synergy. Mai e un meci după Alex. Mai e meciul fetelor de la Real Savage, Galaxy Racer Female. Bine, care meci cred că a început deja. Ar trebui să înceapă în curând. Deci o să intrăm cel mai probabil cam pe la mijlocul meciului. Asta va fi interesant și acolo vom vedea un train. Foarte mult zgomot aici în zona midului. Duțu lăsat la 4 HP de Void. Scapă ca prin urechile acului. Face aici schimbul de pistoale. Aki va pune mâna pe acel Deagle. Proteito însă a pușat Panta. Proteito are foarte multe informații aici pentru echipa sa. Complet liberă și baza și Panta. Se va întâlni totuși cu Raiden. Îl găsește Proteito pe Raiden aproape de double kill, însă Wallachie îl pune la pământ. Void îl prinde pe Stan care se strecurase în conector. Totuși este și Aki în conector. Wallachie a pus mâna pe acela care are și armură mică. Runda nu este gata în acest moment. Dacă îl prinde Aki aici pe nou fier, ar avea o șansă bună, însă nou fier e de neclintit, practic. Face picul Duțu, îl atinge acolo pe Claudii, lăsat la 71 HP. Vine Molotovul în pichete și se repoziționează jucătorul englez. Nou fier îl scoate tot și pe Duțu. Wallachie face fragul aproape de double kill. Aproape de triple kill, mai bine zis. Însă este scos totuși de Claudi și din nou egalitate 6 la 6. Aceste două echipe joacă de la egal la egal. Nu, nicio echipă nu arată mult mai bine decât cealaltă. E un meci foarte interesant aici între cele două echipe. Dacă numărul 13 vine flash-ul în casă, Proteito pușează, face primul frag, al doilea, triple kill-ul lui Proteito în palat. Doi oameni rămași în viață de la Royal Savage, amândoi vin din pantă, No Fear îl scoate pe unul aproape și el de double kill. Vine și double kill-ul din partea lui No Fear. Și exact în, după ce am zis că echipele par să fie la un nivel destul de apă, de aproape, destul de asemănător, vin această rundă din partea celor de la Toxic Synergy. Hai du-ți, mersi mult de sub, binevenit. Un triple kill acolo din partea lui Proteito. Practic, top fragalul jucătorilor echipei englezești. Două flash-uri aruncate de Duțu și intre la site-ul B, însă neidurile își fac treaba, rămâne numai Duțu, 1 versus 5. Extrem de rapid, apăsat de nou fier, primește acolo niște damage. Încearcă în continuare nou fier, vine și acel nade care îl seacă și mai rău pe Duțu. Eliminat până la urmă de Serendipity, triple kill pentru el, double kill pentru Void. Și avem 8 la 6. Rămân în ultima rundă din prima jumătate. Trebuie cei de la Royal Savage să se trezească puțin după aceste două runde în care au fost dominați de Toxic Synergy. Nu știu dacă acesta este chiar cel mai bun început, însă pare că nu a fost o problemă chiar atât de mare, doar 8 HP lipsă pentru Stan în această rundă. Din nou, utilitățile în mid și controlul în această zonă, lucru pe care majoritatea echipelor românești îl fac foarte ușor. Wallachie face totuși trade-ul imediat ce pică Raiden. Serendipity reușește să scoată pe Duțu, are și pe Aki în casă, pică și Aki, trage prin smoke aproape să îl elimine pe Wallachie. Claudi îl scoate pe Stan Zeu. Wallachie scos și el de către nou fir și avem 9 la 6. Parcă în ultimele 3 runde nu reușesc
Royal Savage să găsească un să găsească acea portiță pe care au găsit-o în acele 6 runde pe care le-au câștigat. S-au apărat foarte bine în ultimele 3 runde din jumătate Toxic Synergy, însă să vedem pe partea de CT cum se vor descurca Royal Savage. Teoretic, partea mai ușoară în în hărțile de Diffuse. La ce te referi, Alex? Să mai dăm niște update-uri așa din timpul meciului. Văd că la Galaxy Race meciul a început, pare că e 2-0 pentru Lich Tech Primis. Foarte interesant, numele ceva cu... ceva latină, cu ceva, da, nu știu exact. Cu băieții. N-aș putea să-ți spun, Calina, îl știu doar pe Aki, care, cu care am jucat acum mai mult timp în echipă și a jucat la niște echipe bunicele mai la începutul Counter-Strike-ului, din câte țin eu minte, de ce mi s-a mai spus. Pe ceilalți 4 jucători nu-i cunosc. Și asta e că mi se pare cunoscut username-ul ăsta, să nu știu dacă e el. Important dacă l-are pe Hunter, la prieten, dar nu l-are, nu cred că e băiatul pe care îl știam și eu. Era un tovarăș de la Hunter. În sfârșit. Rămân în cea de-a doua jumătate. Vor avea aici o execuție, Toxic Synergy. Vine acel smoke care pică în junglă? Un top connector este acel smoke. Aruncat de aici până aici. Un smoke foarte interesant. Însă Wallachie, double kill-ul bun în short, triple kill-ul pentru Wallachie pe rundele pistoale, Serendipity și Protator. Rămași 2 versus 5. Raiden îl scoate și el pe Serendipity, Protator. O situație foarte grea în față, însă Royal Savage țin foarte bine în această rundă. Wallachie, un triple kill superb în zona shortului. Raiden face și el double kill-ul în casă și vine runda de pistoale pentru Royal Savage. Poți să intre foarte ușor înapoi în acest meci. Stai liniștit, Alex. Toată lumea când și-a luat prima oară Counter nu știa să se joace. Și nu mă refer la... că nu, că eu m-am jucat 1-6 înainte. Păi și când ți-a luat 1-6 prima oară nu știai cum se joacă. Eu nu cred că e nimeni pe chat care s-a jucat 1-6, poate câțiva, 2-3. Wallachie îl prinde aici pe Void, care nu era atent. Double kill-ul lui Wallachie, aproape de triple kill, o repetare din prima rundă. Însă pică jucătorii de la Royal Savage. Rămas Aki, practic momentan singur în acest site. Se luptă aici Claudia, amândoi jucătorii de la Royal Savage sunt secați, scoate tecul, scoate pe Aki, 1 versus 1 cu Stan, care este strecurat în spatele site-ului în acest moment. Nu reușește Stan, fragul. Cât timp Claudia nu era atent, va avea ocazie aici Claudia să încarce acel MP9. Un duel de zile mare aici în site-ul B, însă câștigător este Claudia. 14 HP rămas pentru el, Toxic Synergy fură această rundă din fața celor de la Royal Savage. E serios, Alex, adică Alex și atât, nu Alex, Iorgu, Alex simplu.
când a intrat prima oară ori în CS-ul, 6 ori în Go, ce ia zic că le intra și le trăgeai la toți, nu aveau nicio șansă. Smoke aruncat de Serendipity pentru a bloca viziunea jucătorilor din site vin foarte multe utilități aici, însă momentan bomba nu este la site-ul B. Vor forța deja o rotație către zona mid-ului și a site-ului B. Nu știu dacă duce Alex chiar pe orice. Cred că duce chiar pe orice. Încearcă Aki spam-ul prin smoke și îl nimerește pe Nofear. Scoate până la urmă Wallach, e double kill-ul pentru Toxic Synergy, însă vin și trade-urile, în continuare în avantaj echipa englezească. Rămân Aki și cu stun, Aki totuși trage către voi și reușește să îl elimine. Rasat la 29 HP, jucătorul de la Royal Savage, 2 vs 2 în acest moment. Claudi se ascunde la pilonul din short, Proteito a scos foarte bine în spatele site-ului, lasă pe quickpeer-ul său să se lupte, Proteito iese și scoate pe stun. Rămâne numai Aki, 1 vs 2 în acest moment, vine Molotovul. Interesant Molotov acolo, nici măcar nu-i pe bombă, însă Aki încearcă să se lupte din spatele site-ului cu tot ce poate. Are acel deagle, ar putea să-l surprindă aici pe Proteito și l-are și în short pe jucătorul. Se cad foarte bine Aki, face double kill-ul, însă nu știu dacă mai are timp. Nu mai are timp aici Aki, din păcate. Nu are kit pentru că a fost o rundă de eco și... Nici nu fuge, cred că sincer când a făcut el așa de mouse, cred că i s-a deconectat mouse-ul sau ceva. Pentru că totuși ar fi fost bun acel AK salvat. Vedem că doi jucători de la Royal Savage nu au bani. Păi da, Alex, da, suntem... Adică eu nu m-am jucat foarte mult 1-6, tu te-ai jucat, asta zic, sunt câțiva care s-au jucat 1-6. Crezi tu că, de exemplu, Codruț s-a jucat 1-6? Dacă mai ești Codruț, pe ce-ați spune tu dacă te-ai jucat 1-6? De fapt, cred că nici n-avea cum să joace 1-6. Nu vreau să zic prostii, dar sunt destul de sigur că Codruț nu e foarte mare în vârstă. Deci l-am auzit eu și ce am mai vorbit. Nu cred că avea cum să joace 1-6. Cred că s-a dus la somn. Voit așteaptă foarte bine aici în pantă, double kill-ul deja pe Aki și stun. O rundă de eco din partea celor de la Royal Savage. Probabil vor încerca doar să scoată niște arme, să dă niște damage economic. Rămâne Wallach, e 1 vs 5, Serendipity face double kill-ul la site-ul B. A încercat acolo cu Zeus un jucător de la Royal Savage, însă nu s-a apropiat destul de mult Serendipity. Avantaj de 5 runde în acest moment pentru Toxic Synergy. Până acum, din păcate, Royal Savage au reușit doar să câștige runda de pistoale. Au 5-0 momentan Royal Savage. Să vedem dacă pot să ajungă la 6-0, dacă pot să întoarcă acest match, însă Duțu orbit de acele molotoave. Stan totuși face trade-ul pe nou fier. Voit iese bine la al doilea kill. Ce reacție impresionantă din partea jucătorului englez, însă Stan îi prinde perfect în linie pe Voit și pe Protato. Claudi face trade-ul, situație 2 vs 2 în acest moment. Wallach și cu Raiden scară și CT pozițiile celor doi jucători de la Royal Savage. Toxic Synergy la prost și pe default. Se urcă foarte bine Raiden pe etichete, surprins totuși de Serendipity, 1 vs 1, Wallach și cu Serendipity, pozițiile amândurora să știute, însă Serendipity face picul mai repede decât Wallach, era un pic mai expus acolo Wallach și Toxic Synergy din nou, undă în care puteau să câștige Royal Savage, dar Toxic Synergy au reușit să o fure și pe aceasta. Nu cred că se așteptau jucătorii la Royal Savage să joace atât de apropiați cei doi jucători de la Toxic Synergy. Erau practic unul lângă celălalt. Face picul Nofir în corector. Voit a făcut și el un frag pe stun în pantă. Deci avantaj de doi oameni pentru Toxic Synergy. Au un jucător chiar lângă ei. Este vorba de Wallach cu deagle-ul lângă conector. Un frag pentru Wallach. Double kill-ul, triple kill-ul pentru Wallach cu deagle-ul.
și aduce avantajul în favoarea echipei sale. Tuțu este în acest moment sub Voight, sub lemn. Ar putea să-l prindă pe Voight când va pușea spre Saitula. O șansă foarte mare aici pentru Royal Savage să câștige această rundă, să intre înapoi în meci. Voight cade, îl prinde pe Duțu. Palache nu are armură aici. Raiden din short însă trebuie să scoată pe Serendipity. Nu reușește eliminarea. 22 HP pentru Palache. A făcut triple kill-ul, dar cred că va salva și cred că e cea mai bună opțiune să salveze aici acest AK. Repoziționează, pare, către zona shortului. Poate îi prinde pe unul din jucători să ajungă la o situație de 1 vs 1 care ar fi mai favorabilă pentru el. Însă văd că se retrage, cel mai probabil va salva aici Palache și Toxic Synergy vor ajunge la 14 runde. E, n-ai treabă, Alex. E cea mai nouă versiune, da, Alex. Claudiu, cred că îți dau bani pe ambele chaturi. Vorbesc eu cu Valve. Ce să soamă, Cezar? Ce vrei să zic? Cianchi, nu mai fi supărat pe Cezar. Gata. Ce zic, sunt eu mediator? Din dragoste cu Mircea Radu. Să vedem că între timp ce se mai întâmplă la meciul fetelor. Este scurt de 4 la 4 din câte văd. E train. Pauza aici destul de lungă, nu știu exact de cine e dată, pentru că văd că ambele echipe au cumpărat. Cea mai probabil de Royal Savage, pentru că Toxic Synergy e un avantaj foarte mare, un avantaj de 7 runde. Runda cu numărul 7 din cea de-a doua jumătate, Royal Savage au un buy mult mai bun, au două polare în această rundă, unul pe Duțu, unul pe Raiden. Și aruncă smoke-ul Lucky în conector. Raiden îl scoate pe Protato. Intră foarte rapid aici Toxic Synergy. Îl prind totuși pe Lucky. E aproape de double kill Serendipity. Pică Duțu totuși. Unul dintre polarele celor de la Royal Savage. Pică și al doilea. Raiden este eliminat. Rămân Aki și cu Stan. 2 versus 3. Vine Molotovul în, pe directă, îl blochează pe Aki acolo în kitchen. Foarte aproape acolo Aki să fie eliminat de un jucător de la Toxic Synergy. Va face picul Claudi aici, îl scoate pe Aki totuși. Rămâne Stan, iese de pe directă în acest moment. 1 vs 3 se apropie de Claudi. Nu nimerește Claudi headshot-ul, avea o șansă bună aici Stan, însă este apăsat de doi jucători. Îi dă cap și lui nou fier, însă Serendipity vine din partea stângă, dinspre kitchen și face eliminarea 15 la 7 match point pentru Toxic Synergy în acest moment. Părerea Savage. Sincer, mi se pare că nu își câștigă duelurile. Că Toxic Synergy, până de tot ce am văzut în acest moment, nu mi se pare că fac vreo schemă foarte interesantă sau ceva. Aș zice doar că trebuie lucrat puțin acolo la dueluri, la practic aim, la skill pro. Dar sunt foarte interesant de cum o să progreseze băieții. Dar nu mi s-a părut că au făcut niște scheme foarte interesante Toxic Synergy. Din
Nu intri frag pentru aceștia. Răspunde bine aici cu un frag aproape de double kill, însă pică aproape toți jucătorii de la Royal Savage. Rămâne numai Raiden, care a făcut un frag pe No Fear. A pus mâna acolo pe un AK, are o șansă bună aici să facă placiul 1 vs 3. Repoziționează bine în conector. Este un smoke aici, însă l-aude pe Void, care a trecut în junglă. 1 vs 2 în acest moment. Bă, băieți, trebuia să mai așteptați și voi până se termină meciul, că așa ne pișăm pe ele, ne pișăm pe ea de rundă. Mi-a scris și mie, mi-a scris și Aki pe Steam. Mergeam pe burtă, gen, că hata, domne, nu s-a terminat încă. Oricum, nice try. Asta este. Sper să vă mai văd și la următoarele meciuri și vă doresc mult succes. Intrăm repede de tot la Galaxy Racer Female cu Primis, Glitch, cum îi cheamă pe băieții ăștia? Glitch Tech Primis. Vom vedea și titlul. Bun, aici văd că e scorul de 5 la 5. Glitch Tech. Hai dracu cu numele ăștia. Glitch Tech au o rundă de full buy pe partea DCT, de partea celor de la Galaxy Racer. Au o rundă de eco, iese Clive, un entry frag bun pe Flare. Enzi o scoate pe Claudia Sana, răspunde cu trade-ul pe Enzi de Mrădulescu. Face double kill-ul aici de la stop sign. Clive reușește să pună mâna pe un M4. Reușește să îl dea colegei sale. Tasty Fart. Interesant nume din partea jucătorului englez. Fex în spatele smoke-ului Dem în Hell în acest moment. Tasty Fart către Ivy. O vede pe Clive și o elimină. Rămâne numai Vilga 1 vs 3. Scoasă și ea de către Fex. Și reiau conducerea în acest match Glitch Tech. Meciul trecut l-au câștigat nu Royal Savage. Nu mai știu cum îi cheamă pe. Avea un nume super ciudat, dar stai să updatez scorul din comandă. 16-7, mamă, parcă e un curs așa, nu știu că 16-7 a pierdut și Adrian. Să vedem dacă Galaxy Racer reușesc un rezultat mai bun. Live deschide bine această rundă. Vor reuși să intre către site-ul B. Ascunsă Clive aici pe site. Are AK-ul în mână. Nu are armură totuși. Foarte multe utilități aruncate de fete. Vine și va veni și bomb plant-ul aici din partea lui 20. Face picul Vilga. Avantaj de doi oameni. Ana vine la flanc aici foarte bine, îl prinde pe Tasty Fart pe rampă mare. Este în acest moment este Flare care este scos de către Ana. Claudia scoate pe Dem și o rundă de half buy jucată foarte bine de fetele de la Galaxy Racer. Avem din nou egalitate. Are echipă și de băieți, dar mi se pare că sunt în advance, dacă țin bine minte. Runda cu numărul 13 aici, un force buy destul de interesant din partea celor de la Glitch Tech. 3M4, 2 digăle, de partea cealaltă 4 AK-uri și un polar pentru Ana, un full buy. Cum trebuie, foarte mult, cam toate utilitățile, dacă nu mă înșel, începuse totuși runda de ceva timp. Fex primește ceva damage de la acel molotov, probabil poziția lui este știută în acest moment. Da, e aia înainte de MDL. Ba nu, cred că sunt MDL. O să mă uit imediat și zic. Dem la electrică, se uită către Pop. Clive este deja picată în acea zonă. E în MDL, nu? Parcă am văzut meciurile lor pe HGTV. Audia îl scoate pe Fex, însă Dem vine cu trade-ul. Și aruncă smoke-ul, au pus controlul în acest moment Glitch Tech pe T-Main.
Însă se secoară vilga către site-ul B. Rampa mare totuși este flare. Iluzie optică, mersi mult de sub. Ode vilga aici, paș, îl prinde pe Enzi, pică de pe rampa mare flare. Șansă bună pentru fete aici la site-ul B și aruncă smoke-ul în conector. Este demon în spatele acelui smoke, se va strecura prin el, nu va găsi pe nimeni momentan, o prinde pe vilga cu spatele. Este informație despre unul dintre cei doi jucători. Ana ratează glonțul de polar. Face totuși până la urmă fragul. Tasty Far deja s-a apropiat foarte mult de bombsite. Linge bomba, 20 va face picul de pe rampă mică. Foarte mult zgomot aici, Tasty nu reacționează. I think someone kabuled on B-site. Mai mă ajunge, gata. Am dat ieri. Nu stai și n-am atâtea, că ce crezi că cresc în copaci, pop și? Rundă de pistoare în acest moment pentru Glitch Tech. Clive face primul frag, însă este foarte secată. Vin jucătorii de la Glitch Tech cu pistoalele. Totuși acel glonț al Anei pare că îi sperie puțin pe englezi. Se bagă prin Molotov, Tasty, lăsa la 28 HP, au pus stăpânire pe site-ul B în acest moment, fetele la Galaxy Racer. Pica Ana, Clive aproape de double kill. Fakes în continuare pe scară, cu cuțitul în mână, prins de Claudia. Dem se apropie de 20, însă 20 reacționează bine. Putea să doară mult mai rău acel 5-7, rămâne numai Tasty 1 versus 4. De toate, Alex. Bombatică e din ce în ce mai repede. Foarte aproape acolo este 20 de Tasty. Trebuie să aibă grijă să nu piardă acest AK. Reușește să treacă liniștită către Ivy. 8 la 6. Rămâm în runda cu numărul 15. Ultima rundă din prima jumătate. Care n-am prins decât de la 6-6 la cel. Totuși, Galaxy Racer se descurcă destul de bine pe partea de CT. De Terror, să vedem pe partea de CT. Teoretic, partea cea mai ușoară. Se împart pe hartă fetele de la Galaxy Racer. Clive ține pușul din site-ul B, Tasty, însă iese peste ea și o elimină. Claudia se așteaptă să pușeze în continuare. Jucătorii englezi, Vilga, însă îl prinde pe Tasty. Fex vine cu trade-ul Enzi, o scoate pe Claudia în pop. Trebuie să răspundă cumva Ana și cu 20 care au rămas 2 versus 4. Flicul din partea Anei îl scoate pe Enzi. Se luptă 20 cu jucătorul din conector, face picul dem de pe verde. O vede pe 20 și o elimină, rămâne numai Ana. 1 versus 3, are toate utilitățile de care are nevoie, are polarul. Însă a primit un molotov chiar în poziția în care se afla ea. Probabil va încerca să se repoziționeze, însă sunt doi jucători în Pop Dog. Nu cred că e chiar cea mai bună decizie. Depinde dacă se va folosi de acele utilități pentru a intra în această poziție. Coboară ușor în Pop Dog, prinsă de către Flare. Și avem 8 la 7. În avantaj termină această rundă Galaxy Racer, însă un avantaj foarte mare. Totuși vor trece pe partea de CT. Cum ziceam, partea cea mai ușoară pe această hartă și au o șansă bună aici să se îndepărteze de Glitch Tech. Dacă reușesc să câștige runda de pistoale. Adică înseamnă că asculți de toate, Chiux. Asta e. Mersi mult de sub, Edu. Bine ai venit. Bine ați venit, prieteni. Mulțumesc foarte mult tuturor celor care ați dat sub astăzi. Dar nu înțeleg de ce te enervează când te întreabă cineva ce muzică asculți. B-
Bă, eu n-am o melodie preferată pe care zic că o ascult gen de... Când eram mic și e viața mea melodia aia și aș asculta oricând. Dar... la un moment dat, în anumite perioade, am anumite melodii care îmi plac foarte mult. De exemplu, acum m-a rupt... Stai că zic exact cum se numește. Dancing al lui Aaron Smith. Nu ascult mai ale Claudiu. M-a rupt rău de tot. E forță rău de tot. Adică e așa, e chill, e remixul ăla. E un remix, nu știu, mișto rău de tot. După aia devine mai nasol și au că zici ce muzică asculti, le zici nu ascult muzică și vine lumea, păi dar cum nu ascult muzică? What the fuck, ce ești termin? Acum să nu ascult muzică, știi ce zic, gen... După aia e o întrebare și mai nasolă, așa poți să zici orice și... N-au ce să te mai întrebe. Ce orice? Nu, tată, orice gen de muzică. Bun. Intrăm în sfârșit în runda de pistoale. Pe așa zici cel mai bine, Chiux, că asculti orice tip de muzică. Două seturi de utilități pentru Galaxy Racer, un set pentru Glitch Tech. Au acolo două flash-uri și un smoke. De partea cealaltă, un full set pentru Claudia și un smoke pentru Vilga, care are și kit-ul. Câteva melodii populare care sunt mișto. Nu-mi place atât de mult, dar sunt câteva care scaterincă. Vine Nade-ul în momentul perfect, însă Clive este scoasă de către Dem. Ana face picul din conector, Dem double kill-ul, deja pușează aproape de trenul, de oil. Ana vine cu double kill-ul, însă reacție bună din partea jucătoarei de la Glitch Tech 20. Vrea acolo să scoată încărcătorul, însă shoulder pick-ul și fragul pe Enzi. Ana și cu Vilga răspund imediat cu fragurile și de la o situație de 3 vs 5, dacă nu mă înșel, se câștigă runda 3, cu 3 oameni în viață pentru Galaxy Racer. Deschid bine cea de-a doua jumătate, 9-7 în acest moment pentru fete. Nici mie nu-mi plac show. Stai liniștit. Sunt multe chestii care mie nu-mi plac și toată lumea zice, what the fuck? Nebun la cap. Multe flash-uri aruncate afară, Tasty, trecurat deja la Olof, iese Dem din pop, 3 fraguri deja pentru Glitch Tech. Rămân Ana și cu Clive, reușește Clive o eliminare Vilga, după ce este scoasă, scoate pe flare cu Molotovul și cu ajutorul Anei, cu scoutul, pică totuși Ana, rămâne numai Clive 1 vs 3 în acest moment în fostul site, ar putea să-i prindă pene pregătite pe jucătorii de la Glitch Tech, chiar asta se întâmplă, Fex. Este eliminat, dar Tasty, ce reacție bună din partea jucătorului de la Glitch Tech, triple kill-ul pentru el. Și au forțat acolo Glitch Tech, 9-8 în acest moment. Alex, te referi când zici bass, te referi la hard bass, la melodiile alea cu gen cuvinte în rusă, că alea sunt caterincă. Force buy în acest moment într-un Galaxy Racer. Nade-urile aruncate bine în teammate îl seacă pe Tasty. Enzi, ce reacție bună. O scoate pe Claudia care era pe trenul verde. Pex face fragul pe 20, însă Vilga răspunde bine cu fragul pe Enzi. Aproape de double kill. Vilga reacționează bine. Mai este un jucător în teammate. Vilga se grăbește puțin acolo. Nade-ul Anei însă îl elimină pe Fex. Situație de 2 vs 2 în acest moment. Ana... În parcare vine și Clive din Pop Dog și ar putea să-l surprindă pe Flare care este ascuns la electrică. Vor face intrarea către site în acest moment. Glitch Tech trage Clive, se grăbește totuși. Nu reușește nicio eliminare, rămâne Ana 1 vs 2, ratează primul glonț de scout și cel mai probabil da, se vor roti către site-ul B. Jucătorii de la Glitch Tech vor asigura runda.
Așteaptă Flair lângă conector și o surprinde pe Ana, care era oricum secată, lăsată la 15 HP. S-a grăbit acolo puțin Clive, nu trebuia să tragă așa, trebuia să aștepte să pună ținta pe ei și să tragă când are ținta pe ei. Lasă-l mă, Chiuc, să-mi pace, că el zic, tot timpul zice că gen, cred, scrie de pe tabletă și probabil se grăbește. Lasă-l mă, în pace. Dar ce avem aici? Un setup foarte interesant aici, cu 5 oameni la parcare. Avem overview, avem asta, nebunie. Este ar putea să fie surprins de acest setup, însă cred că totuși Dem, care vine din Ivy, ar putea să fie cel păcălit. Face picul acolo Enzi și cred că a dat anunțul. Se fac fragurile totuși, situație de 3 versus 2. Dem este foarte secat, ar putea fetele să câștige runda dacă pun mâna pe arme. 20 văd că deja a pus mâna pe acel AK. O armură totuși. Nu prea are importanță așa. Nu prea poți să faci nimic cu ele. Claudia în conector. Nu știu dacă a fost văzută de flare acolo. Acest nade. Elimină pe Claudia și rămâne numai 20, care cel mai probabil va ține de acela ca. Nu are rost să mai încerce această rundă. Este foarte departe și va da save-ul aici în Ivy. Hei, Chiux, stai așa că ea știu. Bine rău de tot observării. În general la SL unde sunt Sapphire și cu cine mai era? Observării a cunoscut Prius cu ăștia. Păi cu ăia ești nebun, nu... Ăia nu ratează niciun frag, niciodată nu s-a întâmplat să rateze ăia vreun frag. Când chiar se omoară cineva. Am văzut și eu la Nexus, la JLF, dacă vezi ce mișto aveau băieții acolo setup-ul, aveau binduri pentru de-astea de overview, super mișto. Super mișto. La ce messenger te referi, Alex? Pe Facebook? Dar n-a fost o diferență chiar atât de mare. Salut, Nec, bine ai venit. 10 la 9. Lici de când avantaj, dar Galaxy Racer vor cumpăra în acest moment. 4 jucătoare de la Galaxy Racer joacă afară în acest moment. La site-ul BSM, mai Clive văzut acolo, apăsată de FX prin perete. Un flash aruncat afară de un jucător de la Glitchtech. Vilga este în... fake-ul perfect făcut de Glitchtech. Au aruncat flash-ul deasupra popului și au păcălit-o pe Vilga. Nu, Nec, bine, plec la munte la 7. Nici nu știam că dacă... Ce rău, îmi pare. Nu pot să comentez turneul. Dem face picul de la Ivy, îl prinde pe Claudia, Clive totuși face un trade. Foarte interesant aici push-ul lui 20, reușește numai o singură eliminare în Ana și cu Clive. 1, 2 versus 3, se face fragul pe Ana, însă sunt secați 2 jucători. Are Clive o șansă foarte bună aici, dacă îi prinde pe jucătorii care vor planta în acest moment. Double kill-ul lui Clive și în Heaven în acest moment este Fex. Să aibă grijă Ivy la această poziție, va încerca să verifice cât de bine poate. Însă trebuie să intuiască totuși o oarecare posibilitate în Heaven. Se duce ușor către parcare, FX nu are ținta, intră acolo.
Ai, va face picul după tren. Nu, îl vede pe Fex. Câștigă runda jucătorul de la Glitchtech. Era Decoy, mă rog, sau de la fel, flash-ul și Decoy. Mamă, ce schemă. Am mai văzut eu schemă. Să arunci molotov ca Tero când era și aici, ca să poți să treci prin el, să creadă că ai dat molotov pe mare și să-i faci piglul ăla după mică, care să nu se aștepte. Mișto schemă și asta. Nu-mi iau PS5, că nu... console peasant. PC Master Race. Un minut și 30 de secunde din această rundă, Dem se apropie de Ivy. Ești cu Ana, care are USP, îi nimerește headshot-ul totuși și îl lasă la 44 HP. Claudia, ce glonț de deagle acolo pentru a face trade-ul. Văd că Vilga totuși are acolo armură și diffuse. Clive aproape de eliminare pe flare, nu reușește totuși pragul. Ascunsă 20 la summit. Am văzut că s-a dat jos de pe tren, însă Vilga îl prinde din spate pe Enzi. Claudia este eliminată, ar putea surprinde 20 aici, îl scoate pe flare. Îl vede și pe Fex, nu intră gloanțele, însă din păcate pică 20, rămâne numai Vilga, 1 vs 2, are totuși AK-ul, are diffuse-ul, are și armura, a văzut pe Tasty pe rampă mare, face picul Tasty, ratează flick-ul, însă Vilga este setată pe cel de-al doilea jucător, pe Fex, îl prinde pe Fex și știe pe Tasty pe rampă mare, vine însă molotovul din partea lui Tasty pe bombă și Vilga ar avea o șansă bună aici, însă a calculat greșit, pică în molotov. O încercare bună acolo din partea jucătorii de la Galaxy Racer, însă dacă mai aștepta o secundă, ar fi reușit să păcălească acest diffuse. Entry frag în acest moment, vine și smoke-ul la Pop Dog, cred că în momentul potrivit, pentru că sunt doi jucători care vor să iasă de acolo. Vilga reacționează bine, Ana l-a scos și ea pe flare. Avantaj de 3 oameni în acest moment, iese Enzi, reușește doar un singur frag pe 20. Vilga vine cu 3, Dol Tasty, rămâne 1 vs 4. Are polarul în mână, este strecurat la Olof. Cred că e detectat în acest moment aici. Cred că teoretic cea mai bună echipă QX e Galaxy Racer în acest moment. Cu Claudia prinsă de Tasty, însă poziția lui va fi știută în acest moment. Ana vine cu trade-ul și avem rundă pentru Galaxy Racer, 12 la 10. Și chit că Glitchtech au câștigat 5 runde la rând, nu au bani de full buy. Chiar ar trebui un force buy, sincer, în această rundă, chiar asta se întâmplă, de mare 50 de dolari. Și vedem un MP7 pentru Enzi, o decizie foarte interesantă. N-am mai văzut un MP7, cred că din 2017. Intră prin molotov, Clive lasă doi jucători să treacă. E problema acolo, sincer. Tratează Ana Glonțul, are un jucător la oil foarte aproape de ea. Tasty face fragul, Vilga vine cu trade-ul. Clive scoate pe Dem, vine bomb plant-ul din partea celor de la Glitchtech. Că și-au atins scopul în această rundă jucătorii englezi, însă putem să-i scoatem totuși din schemă. Toți trei jucătorii strângi la trenul alb, vin fragurile din partea celor de la Galaxy Racer, însă Fex este ascuns în smoke, văzut de către Vilga, eliminat și va fi încă o rundă pentru Galaxy Racer, se apropie foarte repede de Glitchtech. Se țin bine acolo, au jucat. Au avut un meci azi, nu? MDL cu Endpoint. N-am văzut cât e scorul, cât a fost scorul, dar cred că i-au bătut. Oricum Endpoint ăia sunt ultimii în MDL momentan. 16-5.
Hex deschide runda cu fragul pe Vilga, se strecoară ușor Glitchtek, Tasty mai exact, ce reacție bună! Scoate pe Cavidia de pe trenul verde, vine trade-ul din partea lui 20. Nu, nu trebuie Qux. Era obligat atunci la relegation, era obligat să joace cu CX. Acum au putut să bage și cred că pe tot parcursul sezonului poate să bage pe oricine. Playoff e roster lock. Ies jucătorii de la Glitchtek afară, 20 face fragul, vine și Ana cu fragul cu polarul, îl vede și pe Flair, însă este atacată din Ivy, ce reacții din partea Anei! Enzi totuși a avut un frag destul de ușor în față, cam un pic throw acolo. Flair rămâne 1 vs 3, în continuare blocat în Pop Dog, ținut din toate direcțiile. Ana reușește totuși eliminarea, triple kill-ul pentru ea și avem egalitate 12-12, însă Glitchtek își vor cumpăra în această rundă, au bani de un full buy destul de bunicel. Nidul în team main care nu dă așa mult damage pe când ne-am fi așteptat. Ana deschide runda cu fragul pe Fex, Claudia îl scoate și ia pe Enzi. Hai trebuie mă, jucă Raga, n-are nicio treabă. Avantaj de 2 oameni pentru Galaxy Racer în acest moment. Se strecoară acolo, văd dem la Ivy. Însă nu cred că va prinde pe nimeni cu spatele. O vede pe Vilga, 20 se luptă cu jucătorul din Pop Dog. Este vorba de Flair. Iese Dem din Ivy. Dem o scoate pe Claudia, ar putea surprinde și pe 20. Ana însă, double kill-ul Anei, 20 face și fragul pe Dem și ajung în avantaj Galaxy Racer în acest moment. Glitchtek au nevoie de o rundă de eco aici. Galaxy Racer foarte aproape să ajungă la 14 runde. Vine o pauză totuși, cel mai probabil din partea celor de la Glitchtek. Au coach, n-au coach, cred că Glitchtek. Scoate pauza, intrăm în runda cu numărul 11 din cea de-a doua jumătate. Patru oameni strânși în casă B din partea celor de la Glitchtek în acest moment. Cred că se vor îndrepta către site-ul B. A, fetele sunt pe 133? E bine, ești de bun. Începe duelul la site-ul B, însă Clive un quad kill. Acum am văzut, am crezut că sunt fragurile împărțite, însă Clive a reușit quad kill-ul pe runda de eco. Flair iese din pop, scos de Claudia. 14-12, Galaxy Racer foarte aproape de acel match point. Teoretic, cred că echipa lui Giuliano se bate cu Galaxy Racer la cea mai bună echipă de fete din lume. Dar nu mai știu cum se numește, știu că aveau un dat Beşiktaş, dar nu cred că mai sunt, cred că le-au aruncat. Nu știu cum se numește echipa. Destul de bine stă Belaceau, 14-12 în acest moment. Ana deschide bine această rundă cu fragul pe Tasty. Enzi scos, Vilga. Ana a mai făcut cel de-al doilea frag. Din nou avantaj de 3 oameni de data aceasta pentru Galaxy Racer. Deschid bine pe partea de CT fetele.
flair scos și el de către Ana, triple kill-ul Anei. Rămâne numai Dem Rădulescu 1 vs 5. Pare că se duce ușor către Ivy, acolo unde s-a repoziționat Ana. Se bagă destul de agresiv aici, însă și pică. Surprinsă de Dem, însă poziția lui este știută în acest moment. A pus mâna pe AVP. Nu știu dacă a reușit să prindă aici. Trebuie să nu își ia duelurile 1 vs 1, fetele. Trebuie să încerce să facă picurile din... să fie în superioritate numerică la fiecare pic. Exact ce ziceam, prins Dem în timp ce încerca să facă un pic din cealaltă poziție. Trebuie să ia AVP-ul de pe jos. De fapt, nu e chiar așa mare problemă. Economie foarte bună. Avem match point pentru Galaxy Racer în acest moment. 15 la 12. Săracu zeuț. Pare un player destul de rapid către site-ul B. Acolo se îndreaptă doi jucători, nu, trei jucători de la Glitchtech. Venti face fragul pe flare cu Molotovul Clive. Trebuie să aibă grijă aici la site-ul B. Este ascunsă la Summit în acest moment. Pică Vilga, pică și Clive. Situație de 3 vs 4. Însă 20, reacție bună, îl scoate pe Enzi. Ana este și ea cu polarul dinspre zona CT-ului în acest moment. Și pare că va fi un call de save. Se apropie totuși Fex de Ana. Nu, va fi o rotație, vor face retake-ul din zona CT-ului împreună. Băi, acolo se urce pe tren Ana, însă își va arunca un flash. 20 se grăbește și ea de pe rampă mare. Îl vede pe Tasty pe site, face picul Tasty, însă nu reușește nicio eliminare. Fex o scoate pe Claudia totuși. Ana răspunde bine, vine Molotovul pe site, însă smoke-ul este perfect. Se pune Ana pe bombă, trage Dem și Ana face ninja diffuse-ul pentru a câștiga meciul. Dem un pic supărat acolo. Câștigă Galaxy Racer meciul 16 la 13. Ce ninja diffuse pentru a încheia acest meci. Și cu asta terminăm meciurile din această seară. Dacă ați venit mai târziu, până acum, din păcate, Bretonia a pierdut 16 la 7, Royal Savage a pierdut 16 la 7, totuși Galaxy Racer au reușit să câștige 16 la 13 împotriva celor de la Glitchtech Primis. Eu dau aici, în cazul în care nu am fost, ca să știți și cu cine s-au jucat, avem aici matches cu toate meciurile și cu scorurile care au fost. Nicio problemă, Ana. Vă mulțumesc foarte mult, prieteni, că ați stat alături de mine. Dacă voi sunteți pe aici și faceți și noi 100 de like-uri, dacă se poate, 100 de like-uri, repede, repede, înainte să aruncăm stream-ul, dacă se poate. Nu se poate, aia e. 1.26K, e bine, ești nebun că aveam 1.22, forță, vă mulțumesc super mult tuturor celor care v-ați abonat în acest stream. Vă mulțumesc foarte mult pentru cele 96 de like-uri, aș presupune că mai s-a spus că eu văd cu un like mai puțin. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până acum. Totuși este ora 11 și mâine e vineri, încă aveți școală. Bun. Mâine este qualifier la DreamHack. Dacă vreți să-l vedeți, cel mai probabil va face Werty stream. Eu plec la munte, așa că din păcate nu voi putea face stream. Însă duceți-vă acolo la Werty și uitați-vă la meciuri. O să fie probabil niște meciuri forță. Și ne vom vedea cel mai probabil săptămâna viitoare, nu știu, vedem, să vedem care e treaba și cu MDL-ul și cum ce vedem. Nu mai joc niciun omogăs, lasă-mă pace ce mai supărat astăzi. Vă mulțumesc mult, prieteni, și ne vedem data viitoare. Până atunci, pa, pa!